Muzeul Județean de Artă Prahova Ion Ionescu Chintus vă invită la vernisajul unei noi expoziții, marți 16 mai de la ora 17. La sediul muzeului din Bulevardul Independenței numărul 1 se va inaugura expoziția de pictură intitulată Fado, meditații cromatice portugheze, semnată de artistul plastic Florin Ioan Stoienescu, profesor de arte vizuale, creator de modele ceramică în industrie, creator de design vestimentar în cadrul galeriilor fondului plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, permanent preocupat de restaurarea diverselor obiecte de artă și cult. În cadrul aceluiași eveniment, regizorul Grigore Gonța își va lansa romanul Asta e viața. Oreclit generalul în lumea artistică a teatrului, Grigore Gonța a regizat aproape 50 de piese de teatru.